Australienii au decis să organizeze un campionat de fotbal american care se joacă doar în lejerie intimă. La prima competiție oficială s-au înscris 4 echipe. Australia a mai găzduit astfel de competiții la nivel internațional, însă acum a organizat primul campionat intern. Având în vedere că fetele își mai dau din când în când jos sutienele, fotbalul american în lenjerie atrage tot mai mulți spectatori care sunt interesați mai degrabă de cum arată jucătoarele decât de scor. Un duel al fetelor în lenjerie ar putea apărea în Europa în 2014. Amatorii acestui gen de sport din Rusia au început formarea unor asemenea echipe, iar în viitorul apropiat s-ar putea organiza și primul campionat la Moscova. Totodată, echipe ar putea apărea în Barcelona, Dublin, Manchester, Frankfurt și Rain. Pentru prima dată, un meci de fotbal american în lenjerie intimă s-a desfășurat în 2009 în Statele Unite. Primele competiții internaționale au avut loc anul trecut în Mexic, iar apoi în Statele Unite și Australia.